Bine te-am găsit! În acest video o să aflăm mai multe despre audiența core, adică audiența centrală în Facebook Ads, pentru care putem să creăm anunțuri și campanii în Facebook Ads. Este important să știm că publicitatea pe Facebook oferă mai multe instrumente pentru a ajunge la segmente de public larg sau foarte specific pe Facebook, cum ar fi pe Facebook, dar și pe Instagram sau pe Messenger, sau prin aplicații de tip mobile sau rețele de public. Sau audience network, cum se zice în engleză. Sunt trei tipuri de audiență pe care Facebook le oferă pentru a putea să targetăm mai bine anunțurile noastre și campaniile noastre pe Facebook Ads. Printre acestea găsim audiența de tip core, audiența de bază. Aici vizăm anunțe privind datele de pe Facebook, adică ce date are Facebook despre publicul nostru țintă și caracteristicile lui principale. Avem publicul customizat sau custom audiences în engleză, prin care noi utilizăm date de tip CMS, din CMS-ul nostru, din site-ul nostru web, de pe aplicație mobilă sau din alte surse, pentru a direcționa anunțul de Facebook către persoanele pe care le cunoaștem deja. Deci noi avem deja date despre publicul țintă și folosim aceste date pentru a crea un public customizat, după anumite criterii. Și avem lookalike audience, care combină publicul particularizat cu publicul de tip customizat. Adică sunt o comparație între cele două, având diverse caracteristici și diverse elemente specifice. După care, elementele unei audiențe core sunt următoarele. Avem o audiență implicită de direcționare sau de targetare în funcție de anunțele de pe Facebook. Aceasta este audiența de bază. Partidirecționarea are loc la nivelul setului de anunțuri la AdSet, iar publicul țintă poate fi împărțit în seturi de anunțuri separate, atunci când licităm pentru fiecare audiență. Practic, construirea unui public de bază pe Facebook ne permite să calibrăm mai mult și mai bine difuzarea anunțurilor pe care le avem în funcție de criterii demografice, locații, interese, comportamente sau conexiuni. Deci, practic, noi alegem între aceste date care sunt cele mai importante și cele mai viabile pentru a targeta anunțurile noastre și campania noastră de Facebook Ads. După care, audiența core. Este o opțiune implicită de direcționare în funcție de anunțurile de Facebook. Și permite, practic, atunci când creăm anunțuri de tip Facebook Ads, putem auta să includem sau să excludem persoane cu publicul vizat, pe baza anumitor criterii care sunt enumerate mai jos. Putem să avem și grupurile de anunțuri și grupurile de public, mai bine zis, pentru o utilizare ulterioară. Deci, dacă vrem să creăm altă campanie peste lună sau peste un anumit timp, nu trebuie să iară să ne gândim la elementele cheie, ci putem să o salvăm. Și practic putem să o încărcăm atunci când avem nevoie de publicul țintă pe care l-am creat deja. După care avem o targetare a audienței de bază sau audienței core. Se face în funcție de criterii demografice care se bazează pe informațiile pe care oamenii le publică în mod public pe Facebook despre educația lor, opinii politice, statut de familie, relații, evenimente de viață, carieră și multe altele. Deci oamenii de bunăvoie și nesliți de nimeni, practic își publică aceste criterii, iar Facebook poate să colecteze aceste date pentru ca noi să avem mai multe date despre ei și pentru ca noi să putem să targetăm mai bine anunțurile noastre. Și practic direcționarea se face în funcție de locație, care ne permite noi, nouă, practic comercianților, să targetăm anunțurile în mod cât mai specific în funcție de codul poștal, oraș, regiune sau țară, sau în întreaga lume. Sau putem să targetăm în funcție de locul în care se află, în funcție de locație sau în funcție de sosiri sau dacă vizitați acele lucruri. Sunt foarte bune pentru agențiile de turism sau pentru hoteluri. Putem targeta audiența țintă și după interese, care se concentrează asupra a ceea ce audiența noastră țintă a dat like, cum ar fi la pagini, a aderat la grupuri sau a postat despre anumite interese. Practic se pot face și targetări în funcție de conexiunea pe baza paginii noastre de Facebook, a evenimentelor sau aplicației. În acest sens, putem să targetăm și în funcție de locație, cum am zis mai devreme, în funcție de toată momentul locație, localnici și doar persoanele care sunt în acea locație, adică au domiciliu acolo, rezidenți noi sau vizitatori. Deci, practic, avem multe opțiuni de targetare în funcție de date demografice sau de date de tip de locație.